E cât de mult au crescut persoanele din jurul meu și implicit și eu. Toți colegii mei au crescut fenomenal de mult, de la colegul meu Ionos, cu care discut în fiecare zi cum să mai creștem în firmă și așa mai departe, la colegii mei bucătarii, Mirela, Nicoleta și așa mai departe, toate persoanele care vin și se străduiesc să facă din ce în ce produse din ce în ce mai bune, chiar și mari persoane la biscuiți, astăzi mi-a adus niște biscuiți fenomenali, asta mă bucură tare mult. Practic, pe măsură ce în fiecare zi reprezinți aceste principii și te ții de aceste principii și oamenii văd că nu sunt doar niște chestii pe care le zic pe TikTok, asta practic se transmite și lor și ei devin din ce în ce mai buni și asta mă încântă tare mult. Cred că asta este partea care m-a marcat cel mai mult în anii ăștia. Rezultate financiare mai bune, mai rele și așa mai departe. Faptul că echipa asta extraordinar de bună, așa, dar mă face să am mare încredere că pot să fac orice, fiindcă Overs, firma Overs, nu este definită de limonada noastră cu ghimbir, sau de budinca de Overs, sau de budinca de chia. Noi mâine poate face budinca de frișcă, poate face cu judecată, poate face orice altceva. Important este să avem principiile acele esențiale și echipa. Și în momentul în care ai aceste lucruri, poți să faci orice. Și atât cât publicul înțelege că Overs reprezintă o sumă de principii și de valori și că reprezentăm garanția unei calități, să zic așa, atunci totul este ok. Asta mă bucură tare mult, că am oamenii ăștia